Tatălui și al Fiului Și al Sfântului Duh Drept Măritorilor creștini Dumnezeu L-a făcut pe om L-a făcut După chipul lui Așa scrie acolo Dar trebuie Omul în viață Să câștige Și asemănarea Și aici o face omul. Prin credința lui, prin iubirea lui, prin jertfa lui, prin viața lui. <coughs> Și am putea întreba așa, dar oare totuși asemănarea, cam ce ar însemna așa puține cuvinte, nu tot să ni se spună, dar așa în puține cuvinte, Cam ce să facem? Puțin, nu mult, că nu putem face mult. <coughs> păi ar însemna să gândești ca Dumnezeu. Deci, înăuntru tău, în gândirea ta, în inima ta să fie altfel. A vorbi ca Dumnezeu cele bune, drepte, adevărate, sfinte a lucrat ca Dumnezeu. Ce mult contează asta. Dacă luăm așa a gândi, să pui în inima ta doar cele bune. Doar cele bune. Omul bun pe acele le are în inima lui. Și atunci pune-le tu. Dacă le pui pe cele bune, ai și ce scoate afară. Căci pomul bun face pome bune, omul bun face roade bune și fapte bune. Că ceea ce are omul în inimă scoate afară. De aceea e mare lucru să gândești ca Dumnezeu. Să ai înăuntru tău gândirea asta, inima, să-ți fie plină cu cele bune cu cele sfinte, cu cele drepte, cu cele adevărate, cu cele spre pace, spre bunăvoire. A gândi cele bune e mare lucru. Dar asta înseamnă încă ceva. Să refuz cele rele. Stați afară, că n-am nevoie de voi. Poate încercați să rău să vină ca un leu, că tu nu vrei. Nu primești sămânța lui. Nu primești neghina lui în inima ta. Și nu ești de partea lui. Nu primești în gândul tău nimic de la cel rău. În inima ta nimic. Și de ce? Că zici, dacă primești ceva rău, asta mă îndepărtează de Dumnezeu. Și nu vreau și atunci las doar cele bune. Ce mult contează a gândi cele bune și a avea cele bune. De aceea Dumnezeu scrie în Scriptură să uită la inima omului. La inima omului. Și zice, dăm omule inima ta să fie a lui. Și atunci omul Dumnezeu de cele bune dă eu și inima ta și mintea ta și atunci gândești ca Dumnezeu. Vezi ce mult înseamnă asta? Dar, să zicem așa, și dacă primim ceva rău, ce se întâmplă? Păi luăm un exemplu. Dacă tu iei o travă Oare bine? La ce te duce ea? La moarte. Moartea poate fi <coughs> dureroasă. <coughs> Poți să stai pe pa multe zile, să suferi. Nu mor dintr-o dată. Și în dureri groaznice. Vezi ce înseamnă să iei ceva rău în tine? Ai luat o travă? Vezi că îți rău? Și la suflet <coughs> Și la trup Că nu-i nu să iei o treabă să, să te omori Nu-i nu să-ți iei viața Că nu ți-ai dat-o tu Dacă Ai luat mâncare stricată Oare să faci bine? nu să faci bine Că e stricată Nu-i bună și atunci nu o lua. Am luat așa un exemplu sau două, sau dacă bei niște apă care e contaminată cu ceva, oare e bine? nu e bine. Pentru că nu ți aduce nimic bun, ci ți-ai făcut rău cu mâna ta. De aceea, în minte, e bine să pui cele bune. Poți pune și cele rele. Dar mai pune o travă acolo? Cum mai pune apă contaminată, mâncare stricată? Nu poți. Nu adică poți, dar nu-i bine. De aceea, punele pe cele bune. Asta avem o Evanghelie în care ni se cere ceva nouă să facem, și anume să nu lăsăm răul în noi și să biruiască binele în noi. Ni se spune așa la Matei 6, 14 cu 21. Ne spune Domnul Isus așa, că de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel ceresc. Ia de nu vezi ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, că ei își fețele lor, că se arată oamenilor că postesc. De adevărat, grăiesc vouă și au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău, și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești. ci tatăl tău care este în ascuns, și tatăl tău care vede în ascuns să-ți va răspătiție. Nu vă adunați comor pe pământ unde molia și rugina le strică și unde furile sapă și le fură. Și adunați-vă comori în cer unde nici molia nici nu le strică, unde furi nu le sapă și nu le fură. Căci unde iese comora ta, acolo va fi și inima ta. <coughs> Ni se spune în primul rând, și ne vorbește în să nu dai de astăzi despre iertare. A ierta. A te purta bine cu cel ce te vorbește de rău, cu cel ce te lovește, care vine și îți face rău. Acest lucru ni-l cere Dumnezeu nouă. Să iertăm celor care ne greșesc. Și de ce oare? să ierți. Că timp a iertat, stai în lumină. Că intri în iertare, intri în întuneric. Și intri în răutate. Și în dorința de răzbunare, de a plăti tu la rău cu rău. Și mai mult, zice să ierți ca să nu dai mâna cu cel rău. Dar dacă noi greșim în fața lui Dumnezeu, venim la El, oare Dumnezeu ce face cu noi? Ne primește. Zice Domnul Iisus așa, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Așa a zis. Ce cine vine la mine nu-l dau afară îl primesc. Vedem că tatăl primește pe fiul cel resipitor și se bucură. Dar atunci noi să nu urmăm calea tatălui și a fiului, să iertăm. Dacă nu ierți, păcatul este în tine. Ce-a făcut cineva rău e a lui păcatul. A lui. Dar nu fi și tu ca el. Că nu-i bine. Nu plăti la rău cu rău. Dar oare Dumnezeu ne iartă dacă venim la el? Până ne-ai auzit ce a zis Domnul Iisus Hristos? <coughs> și chiar a spus o pildă cu acei talanți unul dator cu 10.000 de talanți, dacă nu și rugat de acel stăpân să-l ierte, l-a iertat de toată datoria. Vezi că Dumnezeu iartă? Iartă și bun și o face și îl iartă de tot. Dar ni se cere să călcăm și noi pe calea cea bună. Vedem că ni se spune în Evanghelie că dacă nu vom ierta, nu ne se iartă nici nouă. Vedem că în rugăciunea și Tatăl nostru noi zicem și ne iartă nouă precum și noi iertăm greșicilor noștri. Noi parcă punem cum să fim iertați, cât sau să nu fim. Cerință când e să ierți, să ierți din inimă. Vedem că omul poate <coughs> a fost supărat de cineva, a fost supărat și se pornește cu mânie împotriva celuia, îi arăt eu lui și îi plătesc eu lui. Dar și se scrie în Sfânta Scriptură, zice să nu apună soarele peste mânia ta. Vezi că dacă nu așa, dacă nu faci așa, stai în întuneric sufletește. Sufletește ești în întuneric. E ziua afară, dar sufletește ești în întuneric. Scoate mânia de acolo. Că scrie mai departe din Scriptură, mânia nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Și de aceea, să n-ai mânie să te răzbuni, ci să ai dorință și vrere de iertare. Și când să ierți? Azi, nu mâine, azi. Dacă azi se a zis să până soarele peste mânia ta, înseamnă că astăzi trebuie. Nu să zici mâine sau peste o lună. Nu îndepărta timpul, ci zi azi. Așa cere Dumnezeu. suntem creștini, venim la biserică, dar dacă avem ceva cu cineva și ce ne spune Iisus Hristos? Ne spune așa, vii la biserică, pui o lumânare, aduci o prescur, aduci o jerfă sau ce vrei tu. Te aduci pe tine, aduci o rugăciune ca jerfă. Deci Isus așa, dacă se aduce aminte la altar, aduci darul la altar, se aduce aminte că cineva are ceva cu tine, lasă darul tău la altar, îl împacă cu fratele tău și apoi venind a adus darul tău. Deci așa zice Iisus. Îți aduci darul la altar, se aduci aminte că cineva are ceva cu tine, du-te și te împacă cu el și iartă-l și te împacă, fă pace. Asta zice Domnul Iisus Hristos. Așa ne îndeamnă și așa ne spune. Dar n-am zis-o eu, ci Domnul Iisus Hristos. Găsim asta la Matei 5, 23 cu 24. Putem citi și noi să vedem că este așa. Dar dacă totuși greșește cineva, ce să faci? Că tot greșește, tot face. Ce să faci cu el? Cum să faci să-l îndrepti, să nu rămână acolo? Dacă vrem să știm ce de făcut, ne spune Sfânta Scriptură și anume Ni se spune așa, dacă fratele tău a greșit mult, du-te și mustră între tine și între el. Te s-a îndreptat, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, el va zice, tu ești vinovat, cum să, cum să mă întreb? eu, cum să fiu eu altfel? Și mai ia încă doi sau trei martori cu și, și spune de față cu ei. Dacă n-ascultă nici de aceea, ce spune el bisericii. Și dacă n-a spus nici bisericii, să fie ca un păgân și vameș. <coughs> Vedem că dă răspunsul de la Scriptură la fiecare problemă a vieții tale. Și cum să te porți cu aproapele tău, dar să învățăm ceva. Noi, mai mult decât oricine, și anume, dacă noi vom fi oameni care vor și iubesc pacea, ce se întâmplă cu noi? Noi căutăm pacea cu dușmanul. Mergem la el să să aducem pace, lăsând-l la altar, mergem să ne împăcăm. Ce se întâmplă cu noi dacă facem asta? Eu aș zice să citim din Sfânta Scriptură, Matei 5, versetul 9, care zice așa: Fericiți făcătorii de pace că aceia fiul lui Dumnezeu se vor chema. Auzi ce se întâmplă cu tine dacă ești făcător de pace? Al cui fiu devii vii? Lui Dumnezeu. Mare lucru. Mare lucru dobândești dacă tu faci asta. Dar dacă nu ierți, că zici nu pot ierta, atunci de partea cu ești. Că nu ești cu Dumnezeu. Nu mai ești eu fiul lui fiul Dumnezeu. Devi fiu al celui rău. Și mai mult știi ce faci. Calci în picioare legea dragostei. O calci în picioare. Iisus a fost îndelung răbdător cu noi, și a pătrimi pe, pătrimi pentru noi. Iar noi nu putem răbda puțin. O vorba cuiva. Dacă tu ai călcat legea dragostei în picioare, l-ai călcat pe Dumnezeu, că Dumnezeu este dragoste. Vezi până unde te duci tu, că zici că nu poți. Ia minte, ce faci tu prin fapta ta când zici, nu pot ierta. Dar întrebăm și noi ca și apostolii, Doamne, Doamne, ne iertăm, iertăm, dar de câte ori să-l iertăm pe unul? De câte ori? Și Iisus le-a spus, de 70 de ori câte șapte. Asta ce înseamnă tradus mai, mai, pe înțeles? Totdeauna. Asta ar însemna. Totdeauna să-l ierți. În fiecare zi să-l ierți, ori de câte ori greșește, dar fău. Oricând. Dacă ar fi să ne uităm noi, după Sfânta Scriptură, ce ar trebui să facem noi cu dușmanii? Zice, așa, nu să te răzbuni, ci să iubești. Asta ni se spune nouă, dar să o facem și să o facem bine. Dar depinde ce e noi. Depinde ce am lăsat să fie noi în gândul nostru. Dacă noi gândim cele bune. Când ne gândim cele bune, acele și le realizezi, le împlinești și le faci. Cândva, la o facultate, era un student, dar el avea niște neputințe ale lui. Umbla pe cărucior, dar mergea. Dar toți îl vedeau pe el într-o stare deosebită. Și anume, plin de avânt, el plin de bucurie, vorbe frumoase, deosebite, încât se mirau, <coughs> văzându-l cum el în ce stare e, cum poate fi așa? Cum poate fi starea lui așa, cu bucurie și cu vorbe așa de, deosebite și frumoase față de toți, când el era într-o situație specială? Cum putea să fie așa? Și s-au dus să-l întrebe. S-au <coughs> hotărât. Nu știm cum e, dar îl întrebăm. Și l-au întrebat. Și el a răspuns, dragii mei, știi de ce-s așa? Și au zis ei, nu știm, de aceea am să, să te întrebăm. Zice, răul n-a ajuns la inima mea. N-a pătruns în inima mea răul. Se neputincios trupește. Dar răul n-a pătruns. Nu l-am lăsat. S-au mirat toți ce mult înseamnă să nu lași rău în tine. Ce mult înseamnă să lași binele în tine. Ce mult înseamnă. Și au văzut asta în faptele lui, în vorbele lui, în purtarea lui, în gândirea lui. Au văzut lucrul acesta. S-au minunat l-au admirat și au zis, ne-a dat o lecție. Noi suntem chemați și noi să gândim cele bune și să facem cele bune. Ni s-a spus în, în Evanghelie să iertăm, dar se poate ierta, să știți. Se poate. Era un rege, un împărat, Augustus. Iată, el s-a înconjurat de oștenii săi și s-a înconjurat de curtea sa și a avut un oștean, un ofițer, cum am zice, tânăr și l-a pus într-o funcție deosebită. <coughs> Dar într-o zi se raportează, acel tânăr ce l-ai pus acolo, Uneltește contra ta și uneltește contra vieții tale. Ce urma de obicei în astfel de cazuri? Cel dovedit a fi uneltitor și trădător, care vrea să fie uzurpator, își pierdea viața. Era executat. Împăratul s-a gândit, trebuie să-i aplic pedeapsa. Să vezi și alții să nu fie ca el. Împăratea să însă îi zice, dragul meu, totuși tu ești creștin. <coughs> nu plăti la rău cu rău. <coughs> Hai și încearcă cu cele bune, vezi, poate reușești. Și a zis el, Uite, mi-ai dat o idee bună. Hai să încercăm. Și iată seara, îl invită la o cină. Și la cine îi spune, uite, dragul meu, îi spune împăratul, te-am pus într-o funcție bună ca să ai viață bună. <coughs> și te-am admirat și te-am cinstit. Dar am auzit că uneltești contra mea. Nu-i bine ce faci. Știi ce primesc cei care uneltesc contra împăratului și a regelui? Știi ce? Și a zis el, moartea. Dar uite, zice eu, nu vreau asta cu tine, că tu ești deosebit. Tu ești deosebit și te-am admirat. Dar uite, știi ce fac? Ce-mi promis? Că tu te schimbi? Maria ta mă schimb. Uite, îți dau funcție mai înaltă dar vreau să vă că te schimbat. Și a dat. Dar acela s-a schimbat. Că împăratul a zis, te iert, dar să dovedești că ești bun și meriți și ce dau. Mai mult decât atât, acela s-a schimbat așa de tare că a devenit și moștenitor al împăratului. L-a pus împăratul pe el moștenitor și zice, ăsta merită să mă moștenească s-a schimbat cândva că l-am iertat și merită că mi-a arătat de atunci doar dragoste și arătat că e cu mine și lângă mine. Vedeți că și un împărat poate ierta, deși poate să pedepsească. Și un om de rând poate ierta și noi creștinii putem ierta. <coughs> și în acest sens, mai luăm doar un exemplu. Era cândva tot așa un împărat. Dar ce a făcut? El, când a venit la împărăție și când s-a pregătit să vină să ocupe tronul, pe toți dușmanii i-a prins și a băgat în temniță. În temniță cu ei. Acolo să sufere. Iată, trece o perioadă și a zis, dar nu-i bine. De ce? De ce să sufere oamenii aceia așa? Ia să poate schimbăm, să vedem cum e. Și s-a dus el acolo și a zis, uite, voi ați arătat cândva că sunteți împotriva mea, dar eu ca împărat vă iert. Când împăratul vă dă iertare, înseamnă că sunteți sloboziți, liberați din temniță și veți fi liberați că zice împăratul am hotărât eu și aș vrea să trăiesc viața de aici înainte în liniște și în pace și voi și și cu mine ce ziceți voi păi cum să nu fie bucuroși aceia că au fost iertați că nu mai stau în temniță unde își ziceau aici murim aici putrezim i-a lăsat liber, mulți au zis împărate, dar de ce faci asta? Zice, uite, îl iau exemplu pe unul de aici, ce l-am lăsat liber. Vezi tu, o să am prin el un dușman mai puțin. Îmi va fi prieten. Nu l-am lăsat să putrezească în temniță. L-am iertat. Și cel înapoi, un dușman mai puțin și un prieten, că l-am iertat. Puteam să-l las acolo, dar n-am vrut să-l las. Că m-am schimbat. Nu pentru plată i-am lăsat, ce am voit eu. Nu pentru plată i-am iertat, ce am vrut eu. Și fiind puterea la mine, am hotărât prin puterea mea să iert în primul rând, să iert după ce am iertat pe urmă, le dau drumul. Și în acest sens voi câștiga prieteni, nu dușmani. Ei vor fi totdeauna de partea mea, căci nu i-am lăsat să putrezească în temniță sau să sufere ei și familia lor. Se vor bucura că se vor întâlni și vor zice, împăratul ne-a eliberat pe gratis, ne-a dat drumul acasă, să fim împreună iarăși. Așa a zis acel împărat. Dar așa și făcut. Noi trebuie să fim stăpân pe noi, ca un împărat pe împărăție, noi pe noi. Pe gând, pe vorbă, pe faptă. Dar dacă suntem și ne avem oameni care ne greșesc, Și noi să iertăm. Că cine nu iartă păcatul ia lui? Vedeți că la mormântare sunt așa numitele iertăciuni, în care se cere ca cei rămași să-l ierte pe cel plecat. Și de ce? E să nu rămână cei rămași cu păcate pe suflet. Să nu rămână, că poate uită să-l mai ierte. Îi se spune, vedeți voi din casă și cei lași și cei lași și ceilalți. Tocmai de aceea se punctează ca să ierte și să poate zice tatăl nostru și ne nouă și noi nouă, să nu iertăm, să zică cum trebuie și să fie iertat. Dacă ni s-a cerut așa ceva, atunci să iertăm, ca a cerut Dumnezeu. Cine are lui de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.